dimineața vecine. Da. Ce faci? Tăiați lemne? Da, normal. Nu vine. Eu trebuie să schimb mesele. I-am mutat la omul ăsta prin casă tot și azi plecăm și trebuie să le punem la locul lor, nu? Ce frumos. Vecine! Nu, trebuie să mă ajut, că asta e tare mare. N-am spus la mine pe vlog, dar spun la tine. Cred că am făcut haos, mai haos decât am făcut eu roata la orice cazare. Noi aici, ce-am făcut? Păi da, da. Na. Dar le punem la locul lor, nu-i bai, nu-i bai. Dar măcar noi suntem băieți drăguți și facem cum am găsit. Exact. Hai și ia de masă asta, lasă-mă jeară. Drăguțule. Că asta e cea mai grea. Opa. Nu, tu ce părere ai că creața nu ne-a făcut sarmale? E un șelat. Nu e bine comandam noi la grasa, sarmale. Ei, dar vezi tu că grasa lui grasul... Hai că stai ușoară, e ușoară. A, bine, nu-l las cocare. Nu stai. Nu stai așa. Nu, amu. Nu uitați. Nu e... Nu e, mă, de bază, nu am minun. Trebuie să le faci tu cu mâna ta, nu te poți baza pe nimeni. Nu mai muncește lumea în țara asta. Nu mai. Așa merge țara. Nu, prietene, de munci munciră, vezi și noi păhărești. Așa intro, astăzi plecăm din Maramureș după 8 zile și un Crăciun superb. Ne îndreptăm către următorul oraș unde acolo trebuie să ne facem planurile de viitor, să vedem pe unde continuăm prin această țară. Și asta o să vedeți astăzi. Let's go! Nu, Șamu, că plecăm noi, se făcu și vara acelea. Noni, tu l-ai, Doamne. Vecine, tu mai poți să înțelegi vremea asta? Ăla-i fionul de scăzut ciubăr? Da. Bine că nu eram înăuntru. A zis gazda noastră dragă că putem să ne luăm de aici ce vrem noi. Și o să-mi iau ăsta. Și... Oh, și ăsta. Și ăsta. Și ăsta. Le iau pe toate. No muiere, gospodină! Bună dimineața acum! Dimineața! Ce dor o să-mi fie mie de focul ăsta. Care foc? Stai! Nu. No. Îi punem la un casa cum a fost. O lăsăm curată cum am găsit-o. Și pe bune, nu cred că putem să recomandăm mai mult o cazare decât am recomandat-o pe asta. Deci e minunat. E tradițională, cu exact ce trebuie să fie și modernă. Televizor cu internet, 50 de mega, care merge super, super bine. Totul a fost perfect. Gazda a fost minunată. Vă recomand din suflet cazarea asta, Casa Cort din Maramureș. Așa, Iana? Da. Tengo razón o no tengo razón? Ai foarte mare dreptate. Perdona, no te entiendo. Tienes razón. Así me gusta. No. Așa se vorbește aici la noi. Am strâns și patul nostru și ce nu v-am arătat până acum, uitați, nu știu din ce e făcut ăsta, dar... E tare. Dar am dormit bombă aici. Și astăzi, pe lângă plecarea noastră de aici și road trip-ul către următoarea destinație... Voiam să zic că mă simt așa puțin trist pentru că e și ultima zi cu Bobby și Ana, dar tocmai s-a schimbat situația. Ne separăm și ne vedem unde? În Dubai, în Mexic, în Egipt? Unde ne vedem? În prima țară care se deschide. Bine. Dar până când pleacă ei, stai, unde ai? Până când pleacă ei, mai e până la video. Până la sfârșitul videoului. Stai aici. Și abonează-te. Și cine știe, știe. Ați văzut mărimea lui Bobby, e cât casă. Ia du-te, bă, te rog frumos. Te rog, eu pun-te lângă casă. Făceam, trăgeam un cadru aici foarte frumos, așa pentru vlog, dar mi le... Bobby, este mâncare și în București, tată. O să vezi tu ce doresc să fie de Maramureș când ajungi în București și n-aveți apă caldă. Da? Aici măcar cu boiler, cu nebunie, dar măcar aveam apă caldă. La mine acasă... Stai. Bobo a filmat o chestie pentru vlogul lui, numai că a tăiat. Plasa mea de fapt e asta. Cu Adidas și cu cipicul ăsta și cu astea. El e ăla care pleacă cu plasa aia în rafie.
Ca să înțelegeți despre ce e vorba, vă uitați la vlogul lui. Nu e adevărat că sunt ambele ale lui. Am ghiozdanul ăsta, ăsta și atât. Da, da. Restul e al lor. Da, 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 da. Gata! Ne luăm la revedere și de la vecinul. La revedere! Mulți ani faini pentru tot! Porinca e în plasă, nu n-am lăsat-o, stai liniștit. S-o promovezi! Da, da! Am promovat-o tot câte un pic, câte un pic! Dar ce ai pățit, mă, băiatul meu? Ce ai pățit? Am văzut ieri că era lovit la picior. Ce ai pățit, mă? Că e supărată, stai? V-a plăcut? Da, cum să nu? Deci, cei care ne urmăresc pe Instagram știți exact unde mergem. Cei care ne urmăresc pe Instagram o să aflați la sfârșitul vlogului. Mi-a venit o idee. După 8 zile petrecute aici, în Maramureș, vreau să de la fiecare cea mai memorabilă experiență. Pentru mine încep eu, pentru mine a fost ieri la Borșa, a fost așa ca din povești și a fost super, super mișto. Cascada cailor mei, dar peisaj, am luat și COVID. Zi, Bobby. Mă las la urmă, că și eu vreau să zic la fel, aceeași chestie. Păi da, și eu la adică fel. Asta, asta a fost. Dar în afară de peisajul frumos pe care l-am văzut ieri la... Stai că mor! Așa, zi. Ne luând în calcul ce ai spus tu cu peisajul frumos de la Cascada cailor, că a fost superb, cred că Mocărița mi-a plăcut cel mai mult. Ok, fair enough. Mie mi-a plăcut la zăpadă și cel mai memorabil moment, cred că a fost chiar în prima seară când am ajuns și a venit nenia din Baia Mare la noi la ușă. Ah, da, da, băiatul care a dus. What's wrong with you? Mi-a dat asta, tic-tac-uri de alea expirate. Bun, Bobby. Deci avem Borșa, Mocăniță. Da, cred că Borșa. Ultima zi asta cu zăpada și cu mersul prin pădure a fost așa un fel de teaser la ceea ce ar fi putut fi. Și asta înseamnă că sigur trebuie să ne mai vedem anul viitor. Tot și aici. Și să o gândim, da, tot aici, să o gândim mai bine, astfel încât să avem zăpadă o săptămână întreagă. Deci cu asta a rămas lumea din Maramureș. Și bineînțeles, cu ciubărul, da, bravo Ralu. Ciubărul e... Asta e cuvântul pe care l-am învățat acum. Dar ți-ai schimbat părerea? Nou. Da, eu cred, ziceam, ce-i mă cu ligheanul ăla? Ce să fac? Dar seama cum ar fi fost dacă era și zăpadă? Da. Forță. Mamă, deci astăzi mi s-a făcut un rău pe drum. Pe serpentinile alea de... Nu e vina mea. Nu, nu e vina lui. Mi s-a făcut rău de tot pe drum. Avem... Asta e o problemă majoră. Eu credeam că era numai așa că se plângea lumea, știi, de dragul de a se plânge în România cu drumurile, dar avem o problemă gravă cu drumurile. Pe când zic, ia uite, avem 3 benzi, zic NZI, alea ultimele 3 litere și s-a terminat. Nu mai avem 3 benzi, avem 2 iar, una pe fiecare parte. În fine, ne-am oprit. Unde suntem acum? Bună întrebare, nimeni nu știe. Suntem undeva. Exact, undeva, nu știu. Fac, vă arăt. Aici suntem. Biblioteca Comunală Cățcău. Suntem în Cățcău și ne-am oprit la pizzeria Ana pentru că da, pentru că suntem rupți de foame, leșinați, este ora nu știu. Merge de 4 ore. Și, da, merge de 4 ore, am făcut 100 de kilometri. Și o să mâncăm ceva aici în comuna Cățcău la pizzeria Ana pentru că surprinzător am dat și un search pe Google și fiți atenți aici la pizzeria Ana. Ia uitați review-uri, 5 stele aproape, ești nebun la cap, forță! Cum ești? Amețită și tu, sunt a? Sunt ok, da, mi se făcut rău acolo pe serpentine. Da, azi a fost, nu știu, poate corpul se resimte că plecăm din Maramureș, știe că la mai bine e greu de ajuns după Maramureș. Hai să vedem la pizzeria aici. Bună! Imaginați-vă acum cum curbarele pe aici, așa?
bagă. Aștept un pic carte de joc. Uite. Da, da. Ce șmecher arată cordon bleu ăsta, cordon bleu, cordon bleu. Și asta e dieta post-horincă. Dieta post-horincă, ia uite aici. O, ce acris. Da, cum te strâng, înseamnă că nu-s bune. Fă și tu un cartof. Nu. Mamă, e bun rău. Dar am o problemă. Și voi știți asta. În toată lumea, până de-am călătorit, am avut o problemă. Nimeni nu prea mai face cartofi prăjiți din cartofi adevărați. Să ziceți de la pungă. Eu vreau cartofi, cartofi. Da. Asta e. Mă, cât e ui ăla. Tradiționalele, ce mănânci? Aici, ai luat clătitele, nu? Da, mulțumesc. Ți-ai luat clătitele. Sunt cu fineti, nu? Da, da, da. Topping-ul e doar de fineti. Da, da, da. Și-a luat clătite. Nu știu, nu-i deci tot ce ați văzut la noi, la mine și la Ralu, ne-a costat 50 de lei. O erie la pizzeria Ana aici. Avem mâncat, contabilul. Am mâncat fix ca ieri. Exact pe asta mă zic eu, mereu cheltui 11 euro? Da. Mă rog, mas o menos. Mas o menos. Noi numai 11 euro acolo stăm. Ne vedem de la destinație, dragi prieteni, că e frig. Și Bobby conduce repede și a mâncat și ăsta face... Că să mergi în mașină cu Bobby e ca și cum ai merge cu avionul doar la decolare și aterizare, atât. În rest, ăla nu există. Mulțumesc! Crești mare. Ia să plânge două săptămâni. Câți dintre voi vă dați seama unde suntem? Ceați, Cluj, avem 5G. Ai văzut, Bobby? Uh-huh. Știai că avem 5G în Cluj? Nu știam că avem 5G în Cluj. Nici eu nu știam. În locurile care ne plac, ne întoarcem. Suntem la Universitate în Cluj, din nou. Acum vă povestesc. L-am lăsat în cușoata. Stradă. Pune și mie. Am avut și noi Q7. Plecat cu plasa de rafit, la încazare. Spune că ai luat tot. A luat tot de pe rafturi de acolo. Dacă se cumpăra, de ce nu? Și cam asta a fost, din păcate, până acum. Asta a fost. Ne vedem anul ăsta. Asta a fost pe anul ăsta. Asta a fost pe anul ăsta. Ne vedem. Ți-am zis să ne vedem, dar undeva la căldură. Uite cum tremură, uite ce știu. Tu zici că nu sunteți din România. Nu. Sper să vă fi simțit bine. Cum ne-am simțit și noi. Și noi și vă mulțumim că ne-ați cum se zice, ne-ați ghidat, ne-ați. Și noi vă mulțumim că ne-ați luat prin România. Că ne-ați luat. Păi nu, ne-ați luat voi pe noi, că uite unde rămân eu și unde rămâneți voi. Adică ați fost ghizii noștri prin această minunată țară. Vă mulțumim că ați venit cu noi și ne vedem data viitoare, nu știu unde, cine știe, undeva. Am zis și meteora că sigur o să ne revedem și după 3 luni ne-am revăzut. Acum deci spunem la fel. Deci dăm 3 luni să termin Duba, adică chiar am treabă Duba. Pe aici. Nu că ne vedem. Îți dau 3 luni să termin Duba, de eu cu Duba nu merg. Nu, să termin Duba, să-mi termin treaba cu Duba și păi mergem. Eu cu tine la volan nu mai merg nicăieri, asta e clar. Tol cu avionul și spun ăla, să nu lăsați pe el la manete acolo că... Next round conduc fetele. Totuși, hai să nu exagerăm. Hai să dăm un păcărel. Vă las link-ul lor în descriere și ne vedem data viitoare. Pa. Și cu tine dau una? Stai, dă să spun una. Vrei să spun una așa ca la o ca la o princess? Nu, 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 dar totuși îmi dă una. Nu, 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 hai, da. Nu. De ce suntem la Cluj? După cum ați văzut, drumurile noastre se separă aici și revenim la formatul de 2 momentan. A fost o experiență minunată să călătorim cu alt cuplu la fel de dispus să filmeze, să fugă încolo, 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 încolo. Și
Planul inițial era să facem revelionul la București, dar București e atât de departe, atât de departe și atât de multe ore. Și până la urmă am zis, bă, am terminat aici în Maramureș, mergem la Cluj, care cumva la jumătatea drumului și prinde și pe ei în drum către București. Ne cazăm frumos aici la universitate, că ne-am simțit foarte bine. Și aici punem la punct planul de bătaie. O să stăm doar 3 zile în Cluj, de aici, în mintea noastră, drumul e Cluj, Oradea, Arieșeni, Vârtop, Băile Felix, a insistat Marian Adventures cu Băile Felix și mi-a băgat în cap, Timișoara, Sebeș, Alba, Petroșani, Valea Jiului și chestii de genul, dar nu e un traseu bătâncuie. Acum în astea 3 zile cât stăm aici, 3 nopți cât stăm aici, vrem să ne gândim încotro, vrem să o luăm, să nu știu dacă să închiriem și noi o mașină sau să mergem cu tren, autobuz, deși din spusele voastre nu e cea mai bună idee. Avem nevoie acum de 3 zile în care să ne gândim, să vedem. Până acum tot a fost pe improvizație, eram împreună, știam că vrem să ajungem în Maramureș, dar după aia, mai departe, în Maramureș nu ne-am gândit. De revelion o să petrecem aici cu fratele Dan Negru, adică nu, în Oradea cu fratele Dan Negru. Ce ăsta e planul. Deci, da, stai să vă arăt. În caz de n-ați văzut, deja am făcut un review al acestui hotel și o să vă mai arăt în următoarele vloguri. Continuăm cu seria de daily vlog, bineînțeles, nu vă trădez. View-ul la acest hotel e spectaculos, de se vede incredibil. Acolo e Julius Mall, unde trebuie să mă duc imediat să cumpărăm și noi una alta. Și cam așa se vede, cam asta e priveliștea de aici, de la hotel. Și pe vremurile bune, acum 10 zile, aici stătea fratele meu Bobby și nu mai e. Acum îl am pe fratele meu Ralu și atât. Deci da, dragi prieteni, ăsta a fost și vlogul de azi. Acum facem un duș, mergem până la mall să cumpărăm un alta și de mâine continuăm cu seria din Cluj. Spuneți-ne în comentarii ce ar trebui să vedem acum în Cluj pentru a doua oară, așa, ce e, unde ar trebui să ne mai plimbăm. Și până în următorul vlog ne vedem pe Instagram, Cristi și Ralu, acolo răspundem la toate întrebările și bineînțeles jos aici în comentarii. Mă duc să bag lemne pe foc, că e ca în răcoare. Stai, că aici apeși doar pe buton. Hai! Pa! Ceau, ne vedem în următorul. Gata, mă.